Bună ziua! În primul rând, vă doresc un concurs reușit din toate punctele de vedere. La un oraș așa de frumos și cu așa istorie în spate, un concurs internațional de șah la Alba Iulia poate fi văzut tot ca o unire, dar a șahiștilor. Materialul ce urmează se vrea a fi un rezumat al emisiunilor realizate împreună cu prietenul meu, maestrul Fide Alin Toma, dar un rezumat ușor axat pe evenimentul de la Alba Iulia. Ca urmare, vor fi prezente fragmente și din emisiuni în care i-am avut ca invitați pe domnul Marius Ceteraș, pe viitorul mare șahist Mihnea Costachi. Emisiunea de șah Red și Pion de pe canalul regional TVR Cluj a apărut din pasiunea noastră pentru șah. Acum sunt la mod evenimentele caritabile, participările la concursuri în numele unor fapte bune, voluntariatul. Împreună cu Alin Toma am încercat în felul nostru să avem un mic aport în societate. Noi am ales șahul, am ales să fie o emisiune în special pentru copii, o emisiune în care să fie invitați copiii pasionați de șah. Am considerat că un lucru care ajută la dezvoltarea intelectuală a copiilor nu are cum să dea greș pe termen lung. Au trecut mulți ani de la începutul nostru din anul 2004, am trecut peste evoluții ale tehnicii care au însemnat pionierat cel puțin pentru mine. La început, inclusiv partea de grafică a emisiunii, am realizat-o eu cu modalități noi, emisiunea noastră a fost pilot de încercare pentru aparatura nouă de la studio, aveam atribuții în studierea programelor de editare pe calculator și aplicarea în practică pe o emisiune mi-a sistematizat mult munca. Red și Pion este una dintre primele emisiuni de la televiziunea română, nu numai de la Cluj, care au avut site propriu, canal YouTube și prezență pe Facebook. Se pot face multe la un studio teritorial, sunt mai multe libertăți, se pot promova mai bine valorile locale. Mă bucur și am așteptat să apară în media noi emisiuni care ajută la promovarea șahului. Mă bucur de asemenea să văd implementa șahul în școli, băiatul meu pot spune că l-a prins din mers, iar fata mea născută în 2003 a practicat șahul fiind prezentă și la campionatele naționale. Am fost impresionat atunci de concurența ei, în special de jocul lui Lehaç Miruna. Acum cred că toată lumea a auzit de ea. Talentați copiii! Fac acum o enumerare a fragmentelor din emisiunile care urmează. Emisiunea 100, aniversară, în care am participat și ca invitat. Emisiunea 128, cu domnii Marius Ceteraș și Mihnea Costachi despre realizările șahului Alba Iulian. Emisiunea 130 din 2015 cu discursul de la Cluj a domnului Sorin Iacoban, președintele Federației Române de Șah, cu privire la lansarea programului Șahul în școli. Emisiunea 177, un meci demonstrativ în care un șahist este cu deficiențe de vedere. Emisiunea 204 despre Festivalul Internațional de Șah de la Cluj din toamna acestui an. Continui cu prima noastră emisiune din iulie 2004, cu emisiunea 4 în care am mai ajustat puțin partea grafică, cu emisiunea 17 în care am avut pentru prima dată ca invitat un copil, Laura Rășinar. Până atunci, Alin prezentase campionii mondiali. În emisiunea 18, Dan Horvat a fost invitat și pot spune că de atunci, de multe ori am apelat la el la prezentări. Următorul clip este din emisiunea 45 din 2005, când Dieter Nisipeanu a ajuns campion european. Noi inauguram o nouă grafică la emisiune. În anul 2007 am întrerupt difuzarea de emisiuni, iar în octombrie 2010 am revenit, prima dintre emisiuni fiind despre regulile din șah. Este cea mai vizionată. Emisiunile conțineau și știri din șah. Totodată am început recuperarea primelor 100 de emisiuni de pe diversele suporturi, trecându-le online. Urmează emisiunea 14 cu Dan Horvat, emisiunea 31 din 2012 cu maestrul Fide Marius Ceteraș, referitoare la lansarea celei de-a doua cărți, emisiunea 32 cu profesorul Emil Sitaru despre șah și matematică, despre Academia de Șah și despre colecția de seturi de șah, emisiunea 46 în care din nou mai schimbăm ceva din prezentare și apare colaborarea noastră cu alte emisiuni de la TVR Cluj. Cărțile primite de la domnul Marius Ceteraș sunt oferite ca premiu prin tragere la sorți în cadrul emisiunii Bună dimineața Transilvania. Din noiembrie 2012 s-a schimbat din nou partea de generice cu emisiunea 48. Prezentarea se încheie cu emisiunea 209, ultima difuzată săptămâna trecută. Bună ziua! Astăzi suntem la emisiunea 100 din seria 9 și emisiunea 200 de când există emisiunea Red și Pion. Îi am ca invitați pe cei doi oameni care au contribuit și contribuie decisiv la realizarea acestei emisiuni. Cristi Mureșan și Laurențiu Vezentan. Bună ziua! Bun găsit! Am apărut și noi aici în cadru, noi, adică eu cel puțin sunt mai puțin obișnuit să fiu invitat.
Cristi are emisiunea lui. Da, dar eu n-am contribuit atât de mult încât să merit onoarea de a participa. Au fost câteva episoade la început. Ai fost primul producător și de aceea asta a contat foarte mult că ne-ai sprijinit atunci la început. Și de aceea am considerat că locul tău este aici și tot și încă un motiv pentru că ai și tu o pasiune, emisiunea ta, de aceea ai și virat spre ea, spre știință și cunoaștere și tot așa avem și noi o pasiune, șahul, și pentru pasiunea aceasta noi am creat emisiunea. Eu am adus aici un motivul nostru, nu știu dacă Alin așa a perceput, dar eu așa am perceput-o, deci asta a fost participarea mea la prima participare la Cupa Presei la șah, de aceea am adus cupa, am adus-o, nu contează locul, ea a fost momentul, fiind în 2003, primele noastre ediții au început în 2004, da, la aproximativ un an, dar atunci la Cupa Presei când ne-am întâlnit, că tu ai fost organizator, atunci am început și ne-am gândit că ar fi foarte frumos dacă tot lucrez la televiziune, chiar dacă în spatele ecranului, să facem o emisiune. Și uite așa, între timp am mai crescut un pic fetița mea și am avut mai mult timp și în 7 iulie 2004 s-a difuzat odată cu Noua Grilă, s-a difuzat prima emisiune de șah. Noi acum în cadru o să avem și aici în plasmă imagini din emisiunile din arhivă și deci din primele 100 și din emisiunile mai noi. Noi am avut o mică pauză, să zicem, între anii 2007-2010. De aceea am spus cu noua serie că practic emisiunea cu numărul 100 care o aniversăm acum este din numărul 100 din începând din 2010. Da, practic este a 200. Da. Eu mă bucur că televiziunea Cluj ne-a sprijinit. E mare lucru, e singura televiziune care la care șahul are loc cu adevărat și noi am încercat pe cât posibil în limita timpului fiecare cu cu serviciul lui să facem o emisiune cât mai interesantă și să aducem la emisiune cât mai mulți copii. Este singura emisiune care există în grila oricăror programe, deci nici nu mai există alta. E singura. Da, numai. Asta este primul generic, primul generic, acum o să mai arăt. Primul generic de emisiune l-am creat eu, după aceea numai că au venit profesioniștii și au schimbat, ceea ce e foarte bine. Și noi așa la emisiune, nu Alin, așa am pornit, inițial am zis că facem niște lecții, da, și pe parcurs ne-am orientat spre copii pentru că și durata emisiunii a fost mai mică și am considerat că ținta principală trebuie să fie copiii. Și m-am uitat, am încercat să fim și în avantgardă, deci avem un site, reșipion.ro, avem și am intrat și pe Facebook dintre primele emisiuni ale televiziunii care au intrat pe Facebook și acolo cum am mai postat poze, acum m-am apucat să număr invitații diferiți, că au fost invitați care au venit de mai multe ori. Avem peste 50 de invitați, majoritatea copii. În cadrul acestor emisiuni, acestor zeci de emisiuni. Copiii sunt foarte încântați când vă dați copii mutând piesele și știind anumite reguli și, bineînțeles, îi încurajează să se apuce și să joace șah și să cultive acest lucru. Deci mi se pare emisiunea un lucru foarte important. Toți ne amintim de emisiunile făcute de Elisabeta Policronade pe vremea lui Ceaușescu și cum ne uitam, era emisiunea de 15 minute și efectiv se uitau și șahiștii și neșahiștii la aceste emisiuni. Și eu sper că la emisiunile noastre se uită și cei care nu știu să joace șah, pentru că sunt instructive și de multe ori dăm exemplu și din viață. Deci legăm șahul cu viața. Șahul este foarte legat de viață. Apropo de doamna Elisabeta Policronade, chiar de dânsa, pot să spun că m-a inspirat și mi-a
creat un stimul pentru șah. Am și jucat la un simultan la Cluj, când a venit mai de mult, acum 25 de ani, când a fost la noi, și atunci am făcut o remiză. Bine, eram 10 și scopul era tot așa și dânsa să sprijine copiii să se apropie de șah. Promovarea șahului. Și mai țin minte și acum că studiam cartea Șahul pentru toți. Deci asta a fost începuturile. După care, din tot ce a fost din liceu, acum am încercat să aduc și eu ceva celorlalți, ceva care consider că pe mine m-a ajutat foarte mult. De studio Cluj a avut o invitată chiar și pe doamna Elisaveta Policronade. L-am avut invitat și pe Dieter Nisipeanu, când a fost în 2005, când a fost proaspăt campion european. Și suntem printre puținele televiziuni care i-a întins o mână și i-a promovat acest succes, care, din păcate, nu s-a mai repetat. Vă dau niște notăți care nu sunt prea bune. Se pare că a plecat și o să joace în continuare pentru Germania, deci nu o să mai joace pentru echipa României. Astea sunt lucrurile care... Noi, fiind aniversare, să privim lucrurile... Da, hai să vorbem de lucrurile pozitive. Și atunci, dacă tot am pregătit pentru emisiune, pentru numărul 100, am adus aici și pentru sărbătorire. Normal că o să dau și la colegi, o să aibă și ei parte de bucuria noastră, să zicem. Cu ocazia aceasta, la mulți ani, să avem noroc de noi emisiuni să avem succes cu ele. Păi, în primul rând, felicitările se datorează ție, pentru că tu realizezi, te ocupi de tot și poate așa să zic, dacă tot amintim din partea de culise, a fost extraordinar programul acela de animație care l-ai utilizat atunci în 2004, când abia se dezvolta cât de cât tehnica de calcul și tu ai reușit să realizezi așa un program de animație. Era un flash, știu și acum, dar a fost în sfârșit. A fost o muncă imensă. Mulțumim mult că ne-ai chemat la emisiune și ne vedem. Eu vă mulțumesc în numele celor care ne urmăresc, pentru fără voi emisiunea nu se făcea. Și sperăm să ajungem la cât mai mult, la 300, la 400, la 500 și să fim sănătoși, să putem să muncim în continuare. Da. Felicitări pentru emisiuni. Pentru felicitări. Mulțumesc. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția emisiunii precedente este... Albul joacă, cal bate la E5. Problema emisiunii de astăzi. Alb, rege G1. Vreau să vă propun o temă interesantă. Cum trebuie jucată o deschidere cu alb? Ce punct crezi că pregătește? Pregătește punctul 1, adică lupta pentru centru, prin înaintarea D4, sprijinită de pionul C3. Așa e. Dacă este mai ușor să joci după priorități decât învățând pe de rost anumite mutări, vă las pe dumneavoastră să decideți. Cel care va răspunde corect la 3 din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șah. Bună ziua! Astăzi am onoarea să am ca invitați doi prieteni din Alba Iulia, maestru Fide Marius Cetăraș și maestru Fide Mihnea Costache. Bună ziua și bine ați venit la această emisiune. Vreau să vă spun că ați avut niște rezultate foarte bune și la nivel național și la nivel mondial în 2014. Și aș vrea să-i dau cuvântul lui Marius Cetăraș să ne spună câteva cuvinte despre 2014, de ce a fost așa de bun.
Sigur, șahul alb baionian are o tradiție foarte lungă, de peste 3 decenii. Anul 2014 a fost un an special. Mihnea Costache aici de față a obținut singura medalie a României la un campionat mondial de juniori în ultimii 7 ani. A luat locul 3 la campionatul mondial de Africa de Sud la categoria junior sub 14 ani. Tot Mihnea a mai obținut 3 titluri naționale la șah clasic, șah rapid și blitz la juniori. Un alt junior al baiulian a obținut 3 medalii, dintre care 2 titluri naționale, Radu Țâmpea. Și anul s-a terminat cum nu se putea mai frumos pentru noi. Am reușit să ocupăm în tandem primele 2 locuri la campionatul național de șah rapid pentru seniori din luna decembrie de la Baia Mare. Deci campion național și vicecampion național. Da. Bun, care este secretul? Că sunt convins că și alții vor să afle. Secretul, în primul rând, este foarte multă muncă și seriozitate. Mihnea va împlini 15 ani, studiază șahul de la 5 ani, a început cu regretatul maestru Mihail Breaz la Clubul Municipal de Șah din Alba Iulia. De când avea 6 ani, a început să lucreze și cu mine. O perioadă de 3 ani a lucrat și în București cu maestrul internațional Mihail Ghindă. Deci e vorba de 10 ani de muncă, zilnic, circa 2-3 ore, pe perioada când este la școală, plus în perioada, pe perioada vacanțelor, 5-6 ore pe zi de pregătire, nu neapărat împreună, 90% din pregătire, e vorba de studiu individual pe care îl face singur acasă. Mihnea, cât de important este această seriozitate și muncă continuă? Asta am înțeles din ce mi-a spus Marius. Este foarte important să lucrezi nu neapărat zilnic, să zic, dar să ai o constanță în ceea ce faci. Dacă nu lucrezi foarte mult singur și faci doar cu antrenorul și nu mai revezi ce ai făcut sau aprofundezi acele lucruri, nu le ții minte foarte bine, să zic. Deci este foarte important pregătirea singură. Vreau să te întreb ceva. La început, chiar când ai început, a trebuit să fii împins din spate ca să lucrezi? Bineînțeles că nu. Mi-a plăcut foarte mult să joc și atunci a venit totul de la sine, din plăcere. Ai timp, de exemplu, cum fac mare majoritate, deci nu trebuie să ascund lucrul ăsta, își găsești timp să joace și pe calculator cu diverse jocuri, deci îți rămâne timp să... Da, îmi rămâne timp liber, ies cu prietenii de obicei prin oraș, nu mă prea joc pe calculator. Deci nu te joci pe calculator, că asta vreau să clarific pentru toată lumea. Nu, deci da, tot felul de jocuri. Ies prin oraș, cu prietenii, cu colegi. Perfect, o plimbare sau un fotbal sau... Participă chiar la concursul de mountain bike, a participat la un concurs pe muntele Șoreanu, la Poarta Raiului, anul trecut. Sunt zile în care face și 20 de kilometri cu bicicleta pe teren accidentat. Ai nevoie și de condiție fizică ca să ai rezultate, că mulți se miră că noi șahiștii trebuie să avem și condiție fizică. Da, și chiar mă ajută să merg cu bicicleta mult, chiar mă ajută și la șah, pentru că joc partide de 5-6 ore chiar. Da, și dacă n-ai condiție fizică, după 2-3 ore se instalează oboseala și nu mai poți să gândești limpede. Aș vrea să-l completez puțin pe Mihnea. E nevoie de foarte multă seriozitate și din prisma faptului că trebuie îmbinată activitatea șahistă cu activitatea școlară. Să nu uităm că el este elev și fiindcă sunt sigur că emisiunea noastră este urmărită de foarte mulți părinți și copii care studiază șahul în Cluj și în Transilvania, special, pot să vă spun că se pot face fără niciun fel de probleme 2 lucruri, mă refer la șah și școală în paralel. Mihnea cred că este unul dintre cele mai bune exemple, fiindcă sunt și alți copii foarte buni la ambele domenii. El e mai modest, așa că o să vă spun eu sau o să transmit părinților care ne urmăresc, a terminat școala generală doar cu medii de 10, anul acesta a intrat la liceu cu media 9,72, 10 la matematică, 9,45 la română. Deci cred că un mesaj mai bun pentru părinți nu cred că putem da,
lăsați copiii să joace șah dacă le place. E o pasiune frumoasă care în mod sigur le ajută și la dezvoltarea intelectuală și la îmbunătățirea performanțelor școlare. Mihnea, vreau să te întreb, când lipsești de la școală, cum recuperezi? Recuperezi ușor? Acum la liceu mă înțeleg foarte bine profesorii, pentru că am luat medalia la mondiale chiar când am intrat la liceu și știu că chiar fac serios ceea ce fac și nu lipsesc de la școala iurea și mă ajută și ei să recuperez și e ok. Marius, pe când următoarea carte? Destul de greu să scriu. Eu scriu permanent materiale, chiar și săptămâna aceasta am lucrat la mai multe materiale pentru pregătirea care o fac cu Mihnea și ceilalți juniori. Povesteam acum pe drum încoace, de la Alba Iulia până la Cluj, am povestit un puțin despre posibilitatea de a scrie o carte chiar pe una din temele pe care le abordăm împreună. Totuși trebuie pus acele materiale, trebuie primul rând timp și... Deci eu spun cinstit că abia aștept să mai scoți o carte ca să o lansăm din nou. Sigur, și eu mi-aș dori, poate pe finalul anului, să mai public încă o carte, oricum în viitorul apropiat va mai fi. Vor mai fi și alte cărți, uite că îmi place să scriu cărți și câte vreme există cititori care să sunt interesați de ele, de ce nu? Adevărul că ambele cărți care le-ai scris au fost un real succes. Numai laude din toate părțile și a ajutat foarte mult, după mine, la cel puțin pentru copiii care au început să învețe șah, a fost de mare ajutor. Mihnea este primul cititor al cărților mele, el cărțile mele cu siguranță le-a citit în avans, înainte să fie publicate. Cărțile sunt scrise pe baza lecțiilor pe care le-am făcut împreună cu el și cu alți elevi, la fel și cărțile viitoare deja noi le cam cum, citim care împreună. Ar fi titlul? Sau cam, deci prima carte care ai scris-o? Următoarea va fi, deci sunt două, am două proiecte, așa? Una ar fi o carte cu o culegere de probleme complementară celor două cărți cu mai multe poziții de rezolvat, deci o colecție de tactică, da, de exerciție tactică, plus vreau un proiect mai amplu, poate în câteva cărți, nu cred că îl pot acoperi într-una singură, de strategia finalurilor. Deci mai multe cărți de înțelegere a jocului în final, fiindcă consider că cunoașterea jocului în final este necesară pentru orice jucător de șah, chiar pentru cei mici, și stă la baza dezvoltării ulterioare ca a jucătorilor. Prea mult se axează pe pregătirea teoretică, pe pregătirea deschiderilor, când de fapt cheia succesului, după părerea mea, este o foarte bună înțelegere a jocului de final și abia apoi studiul jocului de mijloc și a deschiderilor. Așa este. Ce proiecte ai pe 2015? Pe 2015, pe lângă proiectele curente, de a continua activitatea cu pregătirea juniorilor de mare performanță, vreau să mă implic mai mult în promovarea șahului în școlile din județul Alba. Deci, dacă ar fi să fie așa și ca o dorință a mea, sper ca cel puțin câteva sute de copii din județul Alba să fie inițiați în tainele jocului de șah. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la această emisiune. Și noi vă mulțumim. Mihnea, sper să vină și la următoarea emisiune pe care o avem. Cu siguranță. Să discutăm în continuare. Ce pot să vă urez? Să vă îndepliniți tot ce vă propuneți în 2015 și de ce nu să aveți un 2015 mai bun decât 2014. Cu mai performanțe mai mulțumim. Bune. Mulțumim. Atât pentru emisiunea de astăzi. Bună ziua! În data de 13 februarie 2015 am avut deosebită plăcere să-l avem ca invitat în Cluj-Napoca pe domnul Sorin Avram Iacoban, președintele Federației Române de Șac, care a venit personal în orașul nostru să înmâneze gențile cu materiale sportive specifice învățării jocului de șah, primilor profesori de educație fizică care au absolvit cursul Educație prin șah, curs făcut prin Casa Corpului Didactic. Au fost 21 de școli care au fost repartizate aceste genți, 10 școli din mediul urban
și 11 școli din mediul rural. Fiecare geantă conține 10 seturi de șah, un manual de predare și o tablă de demonstrație. La acest eveniment, domnul Sorin Avram Iacoban a avut amabilitatea să ne acorde un interviu pe care îl difuzăm integral. Să ne spuneți ce semnificație are momentul care tocmai s-a petrecut. Astăzi am venit în județul dumneavoastră, aici la Palatul Copiilor, pentru a amâna școlilor desemnate de Ministerul Educației materiale didactice pentru materia opțională șah în școlile din județul Cluj. E acel program, Educație prin șah, pe care Ministerul Educației împreună cu Federația Română de Șah îl derulează în această perioadă în vederea dezvoltării șahului și în vederea implementării șahului ca materie opțională în școlile din România. E vorba de 500 de școli din România care vor primi din partea Federației Române de Șah 5.000 de asemenea seturi didactice pentru practicarea șahului. Cum au fost alese aceste școli? Alegerea a fost făcută de către Ministerul Educației în baza dorinței școlilor, în baza existenței unor profesori care pot preda așa cum școală sau își doresc să predea așa cum școală și în baza opțiunii părinților. Cine va preda așa cum școală? Există un ordin de ministru, asupra care am dezbătut și aici de față cu cadrele didactice. Un ordin de ministru emis pe 8 decembrie 2014, care specifică foarte clar cine poate preda, pot preda toate cadrele didactice, indiferent de specialitate, cu mențiunea faptului că pot face un curs de specializare la Casa Corpului Didactic, pe care deja înțeleg că aici în Cluj a fost demarat. Pot preda șah, jucătorii de șah de categoria 1 la Federația Română de Șah cu aprobarea Federației Române de Șah. Care ar fi beneficiile practicării șahului? Da, în întrebarea asta, să știți că o am peste tot unde mă duc, e normală. Studiile mondiale, studii europene au arătat că practicarea șahului la vârste fragede, și aici mă refer la vârsta de 6-7 ani, când copilul intră pe băncile școlii, a arătat o dezvoltare a intelectului individului foarte pronunțată, o abilitate în comunicare, o lejeritate în gândirea strategică și o dezvoltare a personalității copilului foarte pregnantă. Există studii comparative între copiii care au jucat șah și cei care nu au jucat șah, dar ca o statistică personală vă pot spune că la Iași 40% din olimpicii naționali și internaționali care există acum liceile din județul Iași sunt foști jucători de șah la vârste fragede, așa cum am spus, 6-7 ani, 8 ani. Când am putea aștepta ca acest program să-și arate roadele? Cu siguranță suntem în etapa de implementare a acestui program. De-abia din anul școlar 2015-2016 ne așteptăm ca în școlile, măcar în cele 500 în care am dat aceste materiale didactice, șahul să fie prezent ca materie opțională. Urmează în perioada următoare ca el să fie implementat în toate școlile din România și aici estimăm în jur de 2-3 ani de zile. Bineînțeles că ne propunem într-un viitor, în momentul în care el va exista peste tot în școlile din România ca materie opțională, să devină materie obligatorie. Până atunci însă ne pregătim și noi și Ministerul Educației ca acest sport al minții, care nu e doar un sport, e și o materie, foarte îndrăgită de copii de altfel și de părinți, pentru că dacă părinții n-ar îndrăgi șahul, probabil nici copiii lor n-ar îndrăgi șahul, să fie prezent în cât mai multe școli din România. Avem susținerea Ministerului Educației, a Ministerului Tineretului și Sportului și nădăjduim că lucrul acesta se va întâmpla mai rapid decât se așteaptă mulți dintre noi. Aceste seturi au fost oferite de minister? Nu, sunt oferite de Federația Română de Șah cu sprijinul Federației Mondiale de Șah. Din anul școlar 2015-2016 va fi introdus un nou concurs tip Daciada pentru elevii nelegitimați. Mulțumesc.
mulțumesc, o să vă cer permisiunea să stau jos, pentru că mi-am luat în brațe viitorul președinte al Federației și vreau să fie în siguranță la mine aici în brațe. Vă mulțumesc frumos pentru găzduire, mulțumesc doamna director, mulțumesc domnule Alin Toma, mulțumesc Marius că m-a însoțit de-a lungul acestei incursiuni al Baiulea Cluj. Imediat, în anul școlar 2015-2016, ieri am fost la Comitetul Olimpic Român, vom demara o competiție în genul celei Daciada, dacă mai țineți de astăzi minte, înainte de 89, și anume competiția Jocurilor Olimpice ale Elevilor sau Jocurilor Olimpice Școlare, prin care, la nivelul școlilor, vom organiza competiții de șah, după care, la nivelul municipiului, după care, la nivelul județului, la nivel zonal și, într-un final, la nivel național. Atenție, nu e vorba de jucători legitimați, pentru că jucători legitimați la cluburi au drumul dumnealor, au competițiile organizate de federații, competițiile naționale, internaționale, ci e vorba de copii nelegitimați. Asta înseamnă să căutăm noi talent. Vom mai demara un lucru, că mă întreba cineva de zona universitară. Din anul universitar 2015-2016 vom avea un masterat de șah la Universitatea din București, Universitatea de Educație Fizică și Sport din București, un masterat care va pregăti antrenorii pe care noi îi avem la momentul de față și toți cei care doresc să aibă acest masterat. Atât pentru emisiunea de astăzi. Bună ziua! Astăzi avem ca invitați doi elevi de la două școli diferite. Este vorba de Codrin Jiva, elev în clasa 1 la Liceul de Informatică Tiberiu Popovici și Cristi Covaci, elev în clasa 11 la Liceul Special de Deficiențe pentru Vedere Cluj-Napoca. Bună, Codrin! Bună, Cristi! Bună ziua! Bună. Ei o să joace o partidă demonstrativă. Cristi o să se folosească de tabla specială, iar Codrin o să joace la tabla de demonstrație. Cu albul o să înceapă Codrin. Hai să vedem. Pion E4. Pion E5. Cal F3. Cal C6. Amândoi au respectat principiile de deschidere. Cristi a jucat pion A6 ca să interzică mutarea cal G5 cu atac asupra pionului din F7. Nebun B3. Nebun, batem B3. A, bate la B3. D5. E bate în D4. Bun, ne oprim aici. Ce rugăminte am? Vreau să vă spuneți fiecare dintre voi părerea despre această poziție. Hai să începem cu Cristi. Ce părere despre poziția asta? În care s-a ajuns? În primul rând am avantaj material. Da. Și care ar fi strategia în continuare? Strategia în continuare ar fi să inițiez un atac la rege, folosind dama și calul și nebunul.
nebunul din D6, calul din F6. Și să securizez regele, făcând rocada, eventual. Da, lucruri bune. Hai să vedem, Codrin. Ce pe despre poziția? Are avantaj material. Da. Îmi poate lua un pion. Da. E bine să-ți bată pionul din E4? Nu. De ce? Pentru că îl leg. Da, joci turne 1 și legi regele, deci pionul respectiv e o capcană. Că da. Ar fi greșit să-l ia. Cum te aperi? Bănuiesc că bați pionul din D4, da? Da. Bun. Dați mâna, că așa se, se termină între... Așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru joc. Atât pentru emisiunea de astăzi. Astăzi vom prezenta o partidă jucată la Cupa Coral Impex între strugarii Vasile și Vovk Iuri, mare maestru, care ocupa și locul 4 în această competiție. Frankly speaking, I'm really happy. So really, it was beautiful. So, you know, so we have almost 300 of participants. And, you know, I'm also an organizer and I know that it is terrible when you are working at organizing such events. It's very hard. Bună ziua! Sunt maestru Alin Toma. Astăzi inaugurăm emisiunea de șac Red și Pion. Această partidă a fost jucată de Steinitz în anul 1880 cu culorile albe. A început cu E4, E5, cal C3. Această deschidere se numește partida vieneză. Alexi joacă cu piesele albe împotriva lui Levenfish. Albul mută cal B5, lăsând la dispoziția negrului să bată la alegere fie calul, fie două turnuri. Negru mută damă bate la 1 șah, rege F2, damă bate la H1. În acest moment, negrul are două turnuri în plus. După această mutare, putem considera că deschiderea s-a încheiat, deoarece și albul și negrul au reușit să-și termine dezvoltarea figurilor. Acum intrăm în jocul de mijloc. Cal bate la C6. Nebun bate la C6. Spațiul este important, deoarece, în lipsa lui, riscăm ca figurile proprii să se încurce reciproc. În continuare, vom vedea o partidă în care încălcarea acestor principii duce la pierderea partidei. Voi fi ajutat de juniorul Dan Orvat, în vârstă de 10 ani. Dan, te rog să începi să pui partida. Prima mutare este E4. Negru răspunde cu E5. Bună ziua! Astăzi vă prezint biografia și palmaresul proaspătului campion european de șah, românul Dieter Liviu Nisipianu. Acest succes este, pe departe, cea mai bună performanță obținută de un șahist român. Cu această mutare, albul atacă nebunul din E7. Negru joacă turn AE8. Nu celălalt turn, turnul din AE8. Apărându-și nebunul din E7. Albul joacă rege H1. Această mutare o face deoarece vrea să evite eventualele șacuri date pe diagonala A7 și G1. Negru joacă damă C5. Albu joacă turn G1.
În primul rând, vrem să ne adresăm cu această emisiune copiilor care vor să învețe șah, dar și adulților, părinți sau bunici, care împreună cu cei mici sunt dornici să afle tainele acestui joc. În viitor dorim să facem reportaje la școlile din Ardeal, în care sunt cercuri de șah, să cunoaștem copiii care practică șahul și performanțele lor. Dacă v-ați plictisit de fotbal și politică, emisiunea aceasta este o alternativă. Ce este șahul? După mulți este sport, după alții știință, unii spun că este artă. Încă nu putem să răspundem la această întrebare. Cel puțin nu în această emisiune. Astăzi vom discuta despre regulile jocului de șah. Considerând că știți să mutați piesele sau dacă încă nu știți, puteți învăța ușor și singuri, o să punem accent pe câteva reguli care, deși la prima vedere nu sunt importante, nerespectarea lor duce la o partidă de șah greșită. Existența regulilor are o anumită logică și, probabil, neînțelegerea acestui lucru duce la nerespectarea lor. Prima regulă. Tabla trebuie așezată astfel încât pătrățelul din colțul dreapta să fie alb. Dan, te rog frumos să ne arăți. Câmpul H1 în dreapta albului, iar câmpul A8 în dreapta negrului. A doua regulă. La începutul partidei, regele și regina se așează în centrul primei linii. Linia 1 pentru alb, linia 8 pentru negru. Având grijă ca regina albă să stea pe pătrățelul alb, iar regina neagră pe pătrățelul negru. Te rog, Dane, să ne arăți. Regele alb pe câmpul E1, regina albă pe câmpul D1, regele negru pe câmpul E8, regina neagră pe câmpul D8. Continuăm cu câteva știri din șah și problema emisiunii. Marele maestru Dieter Nisipianu a anunțat că se retrage temporar de la echipa națională de șah în urma neparticipării în premieră echipei masculine la Olimpiadă. Această decizie reprezintă pentru șahul românesc o pierdere importantă. Prezentăm în acest sens un fragment din arhiva emisiunii referitor la Olimpiada de șah desfășurată la Torino în 2006. Dieter, jucând pe masa întâi, a obținut 6,5 puncte din 9 partide, 4 victorii, 5 remize și nicio înfrângere, obținând 6,2 puncte la Elo după acest rezultat, fiind singurul jucător român care a jucat bine. El a obținut o performanță rating de 2745, adică cu alte cuvinte a jucat cu forța unui jucător din primii 10 din lume. Să vedem în continuare finalul partidei a lui Dieter cu Boris Gelfand, reprezentantul Israelului, Elo 2727, al 11-lea Elo al lumii la ora actuală. Sunt ajutat la tabla de demonstrație de Dan Orbat. Dieter joacă cu albul. El face prima mutare, nebun bate la F6. Echipa feminină, având în componență pe Cristina Foișor, Elena Cosma, Carmen Voicu, Iagozinski, Alina Lami și Irina Bulmaga, a încheiat Olimpiada din Rusia pe un onorabil loc 13, ele fiind favoritele numărul 14. Unul dintre cele mai cunoscute procedee bazat pe șacul prin descoperire poartă numele de moară. Acest lucru se datorează faptului că piesa care o mutăm se tot învârte și revine la un loc bine stabilit unde dă șac regelui advers. Nu uită, în acest timp, să captureze piese adverse întâlnite în drum. Dan? Albul începe moara prin mutarea turmbate la G7 șah. Negrul va avea un singur câmp de refugiu pe H8. Urmează, turmbate la F7 șah. Bună ziua! Astăzi avem onoarea să-l avem invitat, din nou, pe domnul Marius Cetăraș, maestru FIDE și antrenor de șah. Marius, te rog să ne spui câteva cuvinte despre a doua carte pe care ai editat-o, Ghid pentru învățarea jocului de șah. Deci, cartea este una strict pentru inițiere, deci, practic, învață pe copii șahul de la zero. Mi-am dorit întotdeauna să scriu astfel de carte, pot să spun că e cartea mea de suflet, fiindcă nimic nu poate fi mai frumos decât să transmiți mai departe plăcerea de a juca șah. Foarte mulți autori își propun puțin, adică își propun să învețe pe copii să joace șah. Sigur, nu-i rău că copiii învață să joace șah. Eu mi-am propus ceva mai mult, vreau să, ca cititorii care vor citi această carte, să învețe să joace șah și să o facă și bine. Adică să învețe logica jocului de șah în același timp cu regulile jocului. Asta vreau să te întreb, să-mi spui, dacă poți, cât de cât exact,
Ce aduce nou cartea ta față de cealaltă cărți scrise pentru începători? Îl face pe copil încă de la început să înțeleagă că jocul, de fapt, e un joc competitiv. Nu e o simplă joacă de a mutatul pieselor, ci o luptă a minților între el și un adversar. Mulți copii i-am văzut încântați și chiar au progresat după ce au citit prima carte. Ce crezi că care va fi acest impact? Din păcate, cred că destul de puțină lume va înțelege în totalitate elementele valoroase ale cărții. Probabil că vor fi un număr restrâns de antrenori care au o experiență mare în pregătirea copiilor, știu cum gândesc copiii, ce greșeli fac copiii. Probabil că foarte mulți o vor cumpăra, fiindcă e o carte scrisă de Marius Ceteraș, au citit și o altă carte scrisă de Marius Ceteraș, poate unii chiar o vor cumpăra, fiindcă le place coperta, care e și ea foarte drăguță. Eu sper că în timp lumea să aprecieze adevărata valoare a cărții, fiindcă eu pot să spun că sunt mulțumit. Bună ziua! Astăzi avem onoarea să-l avem ca invitat pe domnul profesor de matematică Emil Sitaru de la Liceul Nicolae Bălcescu. Aș dori să ne spună prima dată câteva cuvinte despre Academia de Șac SITAS. Academia de Șac SITAS a fost înființată în urmă cu 5 ani cu scopul de a oferi copiilor un cadru organizat în care să învețe și apoi să și practice sistematic jocul de șah pentru a beneficia de numeroasele avantaje pe care acesta le aduce în dezvoltarea personalităților și în îmbunătățirea rezultatelor lor școlare. Se adresează copiilor între 6 și 12 ani. Este structurată pe 3 niveluri de învățare, începător, mediu, avansați, astfel că după 3 ani copilul ajunge la un nivel de joc bun, putându-se apoi îndrepta către performanță dacă dovedește aptitudini și dorește să participe la competiții oficiale. Aș vrea să vă întreb, să profit de faptul că sunteți profesor de matematică și să vă întreb care este legătura între șac și matematică și dacă este adevărat faptul că practicanții de șac sunt mai buni la matematică. Este un adevăr care nu poate fi contestat. Între șah și matematică există o legătură foarte strânsă. Am să vă dau câteva exemple. Primul lucru pe care îl face șahul este să îl obișnuiască pe copil să stea așezat la masa de lucru, concentrat asupra unei probleme. Lucru foarte important atunci când el lucrează la matematică. Îi dezvoltă o logică riguroasă, îl face pe copil să-și întocmească un plan de lucru, care de asemenea este necesar în abordarea, în rezolvarea unor probleme de matematică. De mic îl învață pe copil să se orienteze în două dimensiuni, cu numerotarea liniilor și coloanelor de pe tabla de șah. Și de asemenea îi îmbunătățește deducția logică, o face mai riguroasă, îl face să anticipeze anumite lucruri. Deci, foarte scurt, ce am spus aici, sunt avantaje pe care șahul le aduce în dezvoltarea gândirii matematice. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre colecția noastră de șahuri, că știu că aveți o colecție. Să ne spuneți din ce țări ați adus aceste șahuri și câte aveți. Da, am adunat din țările pe unde am umblat câte un joc de șah care să reprezinte pe cât posibil cât mai mult specific cu tradițiile țării respective. Am în jur de 50 de jocuri de șah mai deosebite din multe țări ale lumii. Unele sunt exemplare valoroase, altele sunt cumpărate ocazional, însă ele sunt afișate pe internet, se pot vedea și de câte ori am ocazia, destul de rar, le duc și le prezint în cadrul unor activități ca să le vadă cât mai multă lume. Vreau să mai spuneți dacă jocul de șah ajută pentru un copil să poată rezolva mult mai ușor problemele matematică. Da, cum spuneam și mai devreme,
pentru formarea gândirii matematice, jocul de șah are numeroase implicații pozitive pe care le-am subliniat. Dar pe lângă asta, aș dori să subliniez și avantajele pe care le are jocul de șah în dezvoltarea personalității copiilor. De jocul de șah te învață să pierzi demn, să accepți înfrângerea cu fruntea sus, să ai tăria să-l feliciți pe învingător dacă ai fost învins, să înveți din greșelile proprii. De asemenea, el oferă pentru copiii care sunt, să zic așa, fizic mai slăbuți, le oferă și lor o mentalitate de învingător și acești copii pot să aibă sentimentul de a fi învingători, reușind să câștige partide de șah împotriva unor adversari mai puternici. Șahul are de asemenea și un rol de socializare. Unii părinți care mi-au adus copiii la școala de șah mi-au spus că vor să îi scoată din fața calculatorului și se aducă în contact cu alți copii unde să petreacă timpul liber într-un mod plăcut și util, într-un cadru al unei clase în care se învață și se practică șahul. Acum să vedem un exemplu din poziția inițială. Bogdan, albul joacă E4. Negru răspunde cu G6. Albul joacă D4. Albul joacă turn D1. Tur din A1 în D1. Bogdan, te rog să-mi spui de ce face albul această mutare. Albul face această mutare pentru că este cu tempo și obligă dama să fugă din bătaia turnului. Foarte bine. Negru fuge cu dama, într-adevăr, se duce în B6. Încheiem cu tragea sorți a câștigătorului din emisiunea trecută și cu problema de șah. Așadar, trebuie să facem o extragere, să aflăm cine primește această minunată carte care se numește Ghid pentru învățarea jocului de șah. Toți cei care ați sunat și v-ați înscris la concurs, sunteți aici în acest bol. Vă spun și răspunsul la întrebare. Albul joacă damă E8, D8 plus. Negrul răspunde cu turn ia la E8 sau cu nebun ia la E8. Albul continuă cu pion. Alin, ai probleme E8, de citit? Damă cu șah. N-avem nici acolo e. O vedeți pe ecran rezolvarea, nu mă mai chinui eu. Corect. În sfârșit te-ai dat seama, Alin. Bravo. Hai să facem o învârtire ca la mașina de spălat. Și am învârtit mașina de spălat. Băi, ce bun e ceaiul ăsta. Ce ceai bei astăzi? Nu știu exact, mi l-a făcut azi. Arată-mi nu e. Nu e din dimineața asta. Meu. E marca Tata. A venit azi noapte la mine, dar fost bine să crezi la ora 3:30, bătea la 8. Cine a venit, tati? Bine. Irina, e periculos dacă... Da, și-a plecat la 5. Stai că tu vine la ora 3:30 noaptea și bate nu la ușă. Nu că m-a anunțat. Deci am vorbit la telefon înainte. E în regulă. Da. Vai de Alexandru, din Cluj, n-am făcut felicitări. Asta e cartea pe care ai câștigat-o. Uh-huh! Te așteptăm după ea. Ia, hai să dăm și la cameră puțin să se vadă că este Alexandru. Opa! Ia, vezi? Alexandru, felicitări! Prin calce 6, negru îmbină punctul 1 cu punctul 2. Așa este. Adică împiedică formarea de centru și securitatea figurilor. Așa e. Albul joacă nebun B5. Negru răspunde cu D6. Avem următoarele puncte de vedere. 1. Pionii dubli cu vecini sunt mobili. 2. În final, pionii dubli cu vecini reprezintă o slăbiciune. 3. Dispariția pionului vecin îi transformă în pioni dubli izolați. În această poziție, cine are pion dubli? Albul. Albul? Care? F2, F3 și E3. Da, sunt pion dubli cu vecini. Pionul din F2 apără pionul din E3, iar dacă împingem pionul din F3, e apărat de pionul din E3. Bun. Ce mutare face albul aici? Tur C1. Da. De ce face această mutare? Pentru că nu s-a uitat la emisiunea noastră și intră în final. Așa este, n-a știut regula, nu s-a uitat la emisiunea noastră, bun.
Așteptăm răspunsurile pe mail la reșipioni@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la 3 din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șah. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept vinerea viitoare la ora 11:50 la o nouă emisiune. La revedere!